hotărât în 2014, în luna august, ca să construiesc această fermă, fermă de caprine, în care producem lactate de caprine. Este un produs foarte benefic pentru organismul omului. Conține mai mult calciu, vitamine, nu produce toleranță. După componenta sa, este foarte aproape de laptele matern. În 2016 am adus primele animale în această fermă. Sunt niște căprițe de rasă Saanien. Și la moment avem puțin peste 300 de capre. Obținem 100 de litri de lapte pe zi în prezent. Cred că aproximativ 5 milioane de lei au fost investiți în această afacere. Dimineața mulgem căprile, le ducem la deal, le paștem. În timp de iarnă le hrănim, le adăpăm. Asta într-un sarcină noastră. În cel mai scurt timp, laptele ajunge tancul de răcire. Aceasta este prima filtrare. Dar în total se filtrează de 3 ori laptele. Înainte de a fi îmbuteliat, laptele obligatoriu se pasteurizează. Îl aducem laptele la temperatura de plus 82-84 de grade. Deci prin el are niște tuburi în care se încălzește și la final are niște tuburi de sticlă cu raze infraroșe și astfel se deparazitează, să zic așa, laptele. După care, de la această temperatură 82-84 de grade, brusc se răcește, îl îmbuteliem la temperatura plus 1 grad. Iată, acesta e procesul pasteurizării. Este camera frigorifică, unde păstrăm produsul deja gata. În prezent se află, această brânză se află în proces de maturare. Maturarea brânzei trebuie să fie cel puțin 40 de zile. Iată cam așa arată în acest proces. După care noi o vacumăm în vacuum, o etichetăm și în felul acesta apare pe rafturile magazinelor. Noi avem un circuit închis, producem furajele noastre, obținem materia primă de la animalele noastre și o procesăm aici pe loc.